dar domnule primar, cum vi se par că se derulează lucrurile pe acest drum? Da, în momentul de față sunt mulțumit de ritmul lucrărilor. Sperăm ca pe parcursul zilei de azi să se ajungă la intersecția cu strada tirului, urmând ca până la sfârșitul acestei săptămâni întreg drumul de drum, care aparține de municipiul Roman, să fie asfaltat în totalitate. Mâine deja vom interveni pentru primul tronson, cel până în sensul de girație, pentru a fi marcat deja cu semnalizarea rutieră aferentă, astfel încât deja primul segment de drum să fie dat în totalitate în circulație pentru toți posesorii de autoturisme. În paralel lucrăm și la trotuare, astfel încât noi considerăm că la sfârșitul acestui an strada Mihai Viteazu va fi într-adevăr o stradă reabilitată complet. Săptămâna asta e gata, da.